Salutare, dragi români! Continuăm astăzi seria de deșteptări inedite cu câteva din legendele șoptite pe holurile Casei Poporului. Pentru început, să intrăm în atmosfera acesteia și cum altfel să o facem dacă nu cu cifre, date, istorii. Stați liniștiți, nu vă veți plictisi, mai ales că acestea sunt cel puțin la fel de fascinante ca misterele ce bântuie clădirea încă de când a pornit construcția ei în 1984 și care nici până în ziua de azi nu este terminată. Totul a început după cutremurul din 1977. Din dorința de a reconstrui Bucureștiul, Ceaușescu a ordonat spulberarea a 7 km pătrați din centrul vechi și construirea Casei Poporului. Se spune că demolările se făceau noaptea pe ascuns, iar cele 9.000 de case distruse au fost alese dintr-o singură mișcare de mână a lui Ceaușescu. 40.000 de oameni au fost relocați forțat. De supărare, unii s-au sinucis, iar alții au murit de infart. Printre ei se află și primul arhitect șef al Casei Poporului, Cezar Lăzărescu, care atunci când a aflat că va trebui să plece din cauza schițelor pe care tot el le făcuse pentru clădirea mamut ce avea să se nască, a suferit un accident vascular și a fost înlocuit ulterior de Anca Petrescu. Printre cele mai importante clădiri interbelice dărâmate se află Mănăstirea Văcărești, Spitalul Brâncovenesc, Arhivele Naționale și Stadionul Republicii. Demolarea spitalului are și o legendă. Se spune că într-o zi Ceaușescu se afla într-o vizită de lucru împreună cu cei doi dulăi ai săi, Corbu și Sarona. La un moment dat, căței au început să fugă după pisicile din curte, lucru care a stârnit hohote de râs, iar din cauza frustrării, Ceaușescu ar fi ordonat demolarea spitalului. 25.000 de oameni au muncit 24 de ore din 24 în către 3 schimburi. Alături de ei au pus umărul și 700 de arhitecți. Clădirea are 330.000 de metri pătrați și este pe locul 2 în lume ca mărime după Pentagon. Are un volum de 2.500.000 de metri cubi și depășește cu 2% volumul piramidei lui Cheops din Egipt. Are peste 1.000 de încăperi, 440 de birouri, 30 de săli și saloane, 4 restaurante, 3 biblioteci, 2 parcări subterane și o sală de concerte. Se spune că la cei 86 de metri înălțime și 92 de metri sub pământ, Casa Poporului se vede din spațiu. În clădire au intrat 1.000.000 de metri cub de marmură, 700 de tone de oțel și bronz, 900 de metri cub de lemn și 3,5 tone de sticlă. În afară de câteva uși din mahon congolez și de filtrele suedeze din buncăre, restul materialelor sunt toate făcute în România. Aici se mai găsesc 220.000 de metri pătrați de covoare, 3.500 de metri pătrați de piele și 2.800 de candelabre. Apropo de buncărele antiatomice sau bubulinele, cum au mai fost ele numite, se spune că inițial Ceaușescu a vrut ca sub cabinetul lui să fie construită o încăpere ce să poată suporta un cutremur de peste 8 grade pe scara Richter sau atacuri repetate cu rachete și bombe atomice. Doar că muncitorii au construit buncărul într-o altă parte a palatului, așa că Ceaușescu a ordonat să mai fie construit unul în locul prestabilit. Despre materiale și cum au fost multe dintre ele realizate manual, despre fantomele din Casa Poporului sau cei care și-au pierdut viața acolo, vom discuta într-o ediție viitoare. Până atunci, vă doresc deșteptare cât mai frumoasă!